Noi toți vorbim de sprijinul autorităților locale, sponsori, este ok, trebuie, fără asta în spate. Vreau să vă întreb, în momentul acesta, ce oferă Federația Română de Fotbal la nivelul ligii a doua, echipelor care doresc să joace? Care sunt, care e cadrul în care creează niște, să spunem, avantaje, niște stimulente pentru un club precum cea nouă, la nivelul de copii, la echipa. Păi sunt câteva evidente. Acum, iar revin la ce spunea domnul Măzăreanu, la infrastructură și la faptul că pe multe echipe, nu suntem un caz singular, noi, cu problemele astea pe care le expunem aici, plină țara de ele. Dacă noi ne plângem un genul, ce o să facă? Da, Metalul Buzău cu două echipe, una Liga 1, una Liga 2. Dar Șelimbăru, dar Dumbrăvița. Deci nu sunt câinii cu covrigi în coadă, cum se spune, în alte locuri. Problemele sunt generale. Federația sprijină cu o sumă de bani competiția Liga 2, obligă Liga 2 să jucăm cu 2 under în teren, pentru asta ne trebuie 6 în lot pe parcursul unui sezon, nu 4, 6, de valori egale, pentru că aici se poate face diferența la under în decursul unui campionat, dacă ai underii buni, cum e Lefter, de exemplu, portarul de la Corvinu, am câștigat meciul. Și mai încă unul ca Lefter, unde dorești. Dacă n-ai Lefter, pierzi meciul. De asta punem preț pe acești andere. Altfel poți juca 9, cum se spune. Ei în 11 și tu 9. Că sunt predispuși, da, pentru și greșelilor tinerii. Și asta ar fi al doilea avantaj al federației. Și să zicem competiția, numărul de meciuri, dar acest număr de meciuri, dezavantajul ar fi că te bați cu niște cluburi care nu au drept de promovare. Ipotetic, pot să fie, în play-off 6 cluburi care nu au drept de promovare. Asta ar fi, am fi unicat cu chestia asta. Ce se întâmplă, că noi n-am văzut în regulament nimic stipulat, de genul, cine va promova? Locul 7, 12 sau cine va promova? 7, 8? La baraj cine merge? 9, 10? Asta este o problemă care trebuia reglată de acum 2-3 ani. Și atunci aceste cluburi fără drept de promovare, din punctul meu de vedere, și am spus-o de nenumărate ori, din păcate am vorbit singur, trebuia să fie înlocuite de următoarele. Deci nu CSA Steaua, să zicem, locul 3 în play-off, ci locul 7 în play-off și CSA Steaua pe locul 7 trecut. Ordinea imediat următoare, pentru că altfel te trezești în play-off cu niște meciuri lipsite de interes sau cu un interes excesiv din partea altora. Și nu e în regulă, atunci nu pornește pe picior de egalitate. Ăsta ar fi dezavantaj. În rest, eu ok. N-am ce să spun. Aș mai vrea să spun totuși ceva, pentru că tot a fost întrebat domnul Măzăreanu de comunitatea locală și de sprijin și așa mai departe. Sportul este cel mai iubit din lume. Fără doar și poate. Nu scrima, nu uitați-vă la numărul de spectatori. De ce? Nu știu. Dar de-a zeci de ani. Este o industrie. Ori dacă cineva dorește un sport ca fotbalul și o popularizare, o expunere a orașului mai mult, ar trebui cumva și spiritul ăsta comunitar să fie mai profund. Pentru că nu poți fără comunitate. Și cine e comunitatea? Consiliul local și Consiliul Județean. Astea sunt reprezentantele comunității. Nu? Și atunci, dacă comunitatea, oamenii din Piatra Neamț vor fotbal, Consiliul local trebuie să înțeleagă că oamenii din Piatra vor fotbal, cei de la județ să înțeleagă treaba asta și să dea o mână de ajutor. Prin ce? Prin fonduri, prin susținere financiară, că de restul ne putem ocupa noi. Asta e tot. Nu poți să vrei fotbal, să stai toată ziua pe Facebook, să-ți convină câteodată când vezi clubul tău jucând la televizor sau fiind elogiat sau apreciat și să umble domnul Măzăreanu de la cu cerșala și din stânga în dreapta la firme la firme. Că la noi încă sunt la cerșală sponsorizarea asta. Ce dăm și mie niște bani, că rog frumos.
Bine, mă, suntem prieteni, îți dau niște bani. Nu. Deci ar trebui cumva să se înțeleagă dacă se dorește. Dacă nu, dacă se dorește, dacă nu se dorește, atunci o să avem 700 de spectatori la fiecare meci, cum au și fost, și vorbim despre ce atunci. Nici pretenții nu pot fi alte.